Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmăriți în emisie directă emisiunea La Flor TV, Nivelul de Viață. Sunt Ciubodaru Andrei și vă propun să discutăm în această seară despre persoanele aflate în situație de risc pe timp de iarnă. Puteți adresa întrebări la numărul de telefon 250-215-81. Cele două săptămâni de ger au fost o adevărată încercare pentru bătrânii și persoanele nedeplasabile rămase singure, pentru persoanele rămase fără adăpost sau aflate într-o situație financiară deosebit de grea. Unde s-au putut adresa cetățenii pentru a solicita de urgență asistența necesară, ce au întreprins autoritățile și instituțiile de specialitate, succesele și insuccesele celor întreprinse, despre toate acestea vom discuta cu invitații noștri din această seară, domnul Petru Rusu, șef asistență socială și protecția familiei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Vasile Margine, specialist asistență socială Primăria orașului Florești. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Andrei Verenciuc, consilier orășenesc. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Ați vrea să întrebați pentru început dacă avem un număr de telefon altul decât cel al poliției sau serviciul de ambulanță la care cetățenii să poată semnala persoanele care necesită intervenții de urgență. Vreau să vă spun că în Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei avem două telefoane unde pot să adreseze toți beneficiarii, este vorba de telefonul 201-74 și 210-25. De altfel, fiecare beneficiar sau persoană în situație de risc poate să adreseze la numerele de telefoane care sunt în primăriile respective la asistenți sociali comunitari. Așa că dacă apar probleme în privința acestei situații deplorabile, pot să adreseze pe telefoanele susnumite. Da, într-adevăr, în primărie este așa număr 20811, biroul numărul 18, unde majoritatea pensionarilor cunosc acest număr, ei permanent se adresează cu diferite întrebări la care li se acordă o asistență socială. Da. Aș vrea să-mi spuneți acum câte cazuri a persoanelor aflate în dificultate ați identificat și ce măsuri au fost întreprinse? În cadrul raionului, desigur că au fost foarte multe persoane identificate. Este vorba de arealul întregului teritoriu, unde locuiesc peste 86.000 de persoane. Aceste persoane care au fost identificate într-o situație destul de gravă, practic o parte au fost plasate în spitalul raional, o altă parte a fost plasată în două azeluri care le avem pe teritoriul raionului Florești. Este vorba de azilul din Prodănești pentru bătrâni și a doilea azil este Casa Nadejda din satul Sănătăuca. În azilul din Prodănești avem 40 de locuri, la moment 52 de persoane sunt în acest azil, persoane care au deficiență, și în spitalul raional sunt 22 de persoane plasate, persoane care nu pot să se întrețină singure și practic nu au posibilitate ca să se încălzească, nu au posibilitate ca să se hrănească și așa mai departe. Parcursul lunilor până la 15 martie aceste persoane vor fi plasate în azil și în spitalul raional, pe urmă vom primi o decizie respectivă pentru aceste persoane. Da. În perioada dată au fost depistate 5 persoane care au fost cazate în spitalul raional. Aceste două persoane care n-au spațiu locativ permanent, de asemenea și persoane care se aflau în situații de risc, n-aveau cu ce să încălze. De asemenea, în perioada aceasta de două săptămâni, la ședința Consiliului care a fost în februarie, li s-a acordat la 4 persoane ajutor material la familii socialmente vulnerabile. Da, ce să vă spun, trei săptămâni în urmă ne-a venit o idee ca să dau un anunț la Flor TV, care, dacă sunt persoanele în situație de risc, care n-au cu ce să încălzească, să apeleze. Și am dat telefonul de la domiciliu, 25940. Care a fost motiv? Cred că cine ați vrea să știe, poți să mă suni și să răspund particular. Dar totuși am primit peste 30 de sunete și la 18 persoane a fost acordat ajutor
cui cu lemne, cui cu îmbrăcăminte, cui cu produse alimentare, dar totuși mulți au fost chiar duși la vecini, o câteva persoane au fost duse la rude în alte sate, în alte raioane, dar totuși n-am lăsat ca să îndeți în perioada aceasta în februarie, când a fost așa de tare frig. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre modul cum lucrează instituțiile dumneavoastră, deci asistența socială din cadrul primăriei și serviciul asistență socială, protecția familiei. Dacă e să vorbim într-un cadru îngust, vreau să vă spun că în cadrul orașului, noi împreună cu primăria avem legături destul de apropiate. Pe parcursul lunilor de iarnă, practic numai în orașul Florești au fost repartizate 30 în 35 tone de cărbune. Acest cărbune a fost repartizat prin intermediul organizației filantropice alinare și a fost sponsorizat de Casa Max, Faci pentru Moldova, și 30 metri cub de lemne. Toate aceste, atât lemnele cât și cărbunele, a fost repartizat pentru persoanele vulnerabile în teritoriul orașului Florești. Practic, eu gândesc că o să mă completeze domnul Vasile, pentru că toate aceste persoane noi le-am selectat împreună. Răzic, o parte au fost selectate din persoanele care sunt îngrijite la domiciliu de către reprezentanții noștri din secțiile de îngrijire la domiciliu. O altă parte din persoane care au beneficiat de aceste ajutoare au fost propuse de către reprezentanții primăriei în colucrare împreună cu Direcția Asistență Socială. Da, într-adevăr, a fost cazul acesta și a fost binevenit la timp acordat ajutorul este material câte 400 de kilograme de cărbuni și câte un cub de lemne care primesc în perioada aceasta. Deci persoanele au fost depistate împreună cu asistenții sociali, cu lucrătorii asistenții sociale care îngrijesc de pensionare solitari. Deci acești conlucrare este destul de binevenită. Aș spune că primăria conlucrează și cu spitalul raional și aș vrea să aduc mulțumire lui domnul Nichiforciuc, fiindcă când ne-am adresat ca să fie cazați o persoană ori alta, dumnealui niciodată nu a refuzat. De asemenea și cu poliția, noi conlucrăm, ei depistează tot cazuri care sunt cu salvarea, care cu ajutorul ei sunt deplasați persoanele care sunt cazate în spitalul raional. Dar eu aș vrea să menționez că nu numai acest ajutor, zic umanitar, dacă am putea așa spune, este pentru persoanele defavorizate. Aș vrea să menționez că conform legii 133 și hotărârii de guvern 786, parcursul lunilor de iarnă au fost acordate numai pentru Florești la 105 persoane ajutor pentru timpul rece anului. Ajutorul pentru timpul rece anului a fost acordat pentru 105 persoane. Dacă e să vorbim în cadrul raionului, în cadrul raionului pentru timpul rece anului a fost acordat ajutor la 783 de persoane. Concomitent vreau să spun că a fost un lucru foarte mare a asistenților sociali comunitari, pentru că anul trecut, în anul 2010 a fost luat hotărârea, a fost primită legea Parlamentului 180, unde practic fiecare persoană care a primit mai puțin de, care avea pensia mai puțin de 900 de lei sau indemnizația, au primit câte 130 de lei. Totuși, anul acesta, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră cunoașteți cazuri în care a fost mai dificil să se intervină, în cazul unor persoane care, eu știu, au fost în situații dificile. Dacă au fost situații în care nu s-au putut acoperi anumite situații, adică sistemul a ajuns cumva descoperit în anumite situații. Am avut foarte multe probleme pe parcursul întregii perioade, din simplu motiv că noi am propus ca hotărârea 786 să fie implementată prin intermediul asistenților sociali comunitari,
Și vreau să spun că o problemă care am avut-o noi e că pe parcursul acestor luni au fost foarte multe cereri pentru a primi ajutorul pentru timpul rece anului și operatorii noștri nu au putut ca să perfecteze aceste cereri și să fie transmise respectiv la serverul central în Chișinău. Cauza acestor... Au fost foarte multe, abundent, au fost... Numărul mare de solicitări. Numărul mare. Vreau să vă spun că parcursul anului... Și cum s-a rezolvat? S-a rezolvat, vreau să vă spun, parcursul anului, noi am acordat pentru 3.028 de persoane ajutor social, iar pentru 6.645 ajutor pentru timpul rece anului. Dar pentru persoanele care n-au reușit să fie înregistrate sau incluse, ați spus că au fost multe solicitări. Ce s-a întâmplat cu ele? Adică cum s-a rezolvat situația dânșilor? Aceste persoane, desigur că vor fi... aceste cereri vor fi introduse în practic în sistem, dar vreau să vă spun că acum la noi parvin foarte multe întrebări în legătură cu faptul o să primească persoanele acestea acei 1000 de lei, pentru că conform hotărârii de guvern 786 persoanele vor primi, care sunt beneficiarii, vor primi câte 200 de lei lunar pe parcursul a 5 luni și vreau să vă spun că parcursul anului 2012 toți cei care au scris cereri și au fost perfectați, toți vor primi aceste 1000 de lei. Vă mulțumesc. Aș vrea să-mi mai spuneți, iată, domnul Manole, vice-directorul de la spital, spunea că întâmpină dificultăți în cazul persoanelor fără adăpost, pentru că ei cumva aglomerează spațiile, de exemplu, secția traumatologie, și zicea că ar fi nevoie de un adăpost de noapte, să zicem, da? Sau un centru social pentru persoanele fără adăpost rămase din varii motive. Da? Dacă există soluții, pentru că, cum spuneam, spațiile sunt aglomerate și împiedică desfășurarea bună a activității. Să știți că aceasta este o problemă foarte mare pentru noi, pentru că, într-adevăr, în Raionul Florești avem nevoie de un centru de plasament pentru persoanele care au nimerit în situații dificile, dar vreau să vă spun că pe parcursul acestui an noi vom conlucra și mai activ cu Spitalul Raional și, în special, vreau să spun că vom lărgi palitra noastră de activitate cu Casa MAC, Casa Nadejda din Sănătăuca, unde practic la moment avem numai 12 locuri unde putem plasa acești bătrâni sau persoanele care nu au posibilitate de a se sau nu au un loc stabil și în azilul din Prudănești. Dar aș avea și eu pretenții foarte mari față de aceste persoane, cu toate că e o problemă destul de delicată. De multe ori aceste persoane nu își onorează chiar, să zic așa, nu își onorează simplu de tot ca persoană, vreau zic, pentru că, de exemplu, au fost plasate două persoane care au fost găsite într-o perdea de pădure, au fost plasate la Spitalul Raional și parcursul a două zile dumnealor au fugit din spital. Vreau zic că, din păcate, zici că Dumnezeu dă, dar niciodată nu trebuie să și noi să participăm la această cinidă a Dumnezeu. Da. Domnul Margine, spuneți-ne cum s-a lucrat pe teren. Știu că dumneavoastră mă colaborați cu un consiliu a pensionarilor. Vorbiți-ne puțin despre această conlucrare. Eu știu dacă au fost identificate persoane care erau în situație critică și a trebuit să interveniți de urgență. Deci, la moment, în orașul Florești, locuiesc undeva 3.000 de pensionari, dintre care 100 invalizi de gradul 1, 780 invalizi de gradul 2, 80 invalizi de gradul 3 și ceilalți persoane pensionari pe vârstă. Toate aceste categorii de persoane sunt în atenția primăriei și a Consiliului Pensionarilor care lucrează pe lângă primăria orașului Florești. Dar care este regimul? În număr de 25 de persoane. Este o activitate remunerată sau este... Nu, asta e un lucru de binevol. Oamenii fără ca să fie remunerați participă
la aceia ca să depisteze vecinii, unde strada pe care unde locuiește el. Cu alte cuvinte, tot orașul este împărțit la Consiliul Pensionar, la membrii Consiliului Pensionarilor, care ei au și se duc, văd și după asta informează primăria. Cam câte persoane revin fiecare pensionar monitorizare? Înțeleg. Depinde de stradă. Care e strada? De pildă, cu aproximare? Undeva 60-100 de persoane. 60-100 de persoane. Și într-o zi cam câte case reușește un pensionar să parcurgă? Nu, vedeți, el depinde. Într-o zi poate să ducă pe o stradă, altă zi pe altă stradă, alt timp poate n-are și el, fiindcă doar el nu e remunerat, el tot e la pensie. Sigur. Și el, dar inițiativa asta a lor pentru a participa este binevenită și... Sigur, este una apreciabilă, dar am vrea să... Dacă ați fi de acord că există posibilitatea ca să apară situații de urgență și totuși să nu cunoaștem de ele la timp. Eu n-aș spune lucrul ăsta, da, poate să fie, dar majoritatea ei, adică membrii Consiliului, îmi sună, vin, spun la oameni, la pensionari, unde se adreseze, ce să facă, ca cu alte cuvinte să nu rămâie el în afară ca să nu se... De pildă sunt care sunt sântuiți la pat. Îndată în sună, luăm măsuri care trebuie și mai departe. Am întrebat... Pe lângă ceea ce vorbește domnul, vreau să vă zic că practic la noi avem 90 de lucrători pe întregul raion, unde îngrijesc de 783 de bătrâni solitari. Toate aceste persoane merg în fiecare zi, au un grafic de lucru bine determinat, unde merg la fiecare persoană și practic... Cam câți operează la nivel de oraș? La nivel de oraș sunt 6 persoane și deservesc undeva 65 de pensionari solitari. De beneficiari. De beneficiari. Dar vreau să vă spun că nu numai aceasta este, pentru că sunt asistenți sociali comunitari, practic asistenți sociali comunitari care își fac lucru în toată ziua și merg în teritoriu ca să depisteze persoanele cu deficiență. Și vreau să vă spun că au fost depistate foarte multe persoane. La dumneavoastră, unde mult ați avut în emisiune, o doamnă, doamna Buceasca, care e Tamara, care a vorbit de faptul că dumneai trăiește pe strada Speranței și are dificultăți, practic această persoană la moment primește ajutor social, practic această persoană astăzi primește pensia respectivă și cuantumul e peste 800 de lei. Da, cu toate acestea, totuși domnul Verenciuc a spus că a fost apelat de aproximativ 30 de persoane. Deci vorbim despre persoane care se află în situații de risc și care nu au ajuns în controlul serviciilor de asistență socială. E o întrebare, înțeles. Dintre aceste 30 de persoane, cred că undeva 60%, ele nu au fost văzute nici de asistență socială din oraș, nici de lucrătorii de lui domnului Pietru. Vă spun de ce. Sunt mulți care n-au vârsta de pensionar, n-au grad de invaliditate și ei nu sunt la evidență. Dar iarna și frigul nu întreabă. Ai grad de invalid sau ai pensie sau n-ai. El îngheață omul și că dacă îngheață, a văzut telefonul și a apelat. Dar totuși vreau să vă spun că tot ce s-a vorbit de colegii mei, de prietenii mei, este lucruri care trebuie să fie îndeplinite zi cu zi. Așa e datoria dumnealor. Dar totuși pe mine mă interesează ca consilier și ca cetățean, cred că și pe dumnealor, când sunt situații de risc, de la cine trebuie să iasă ideea, ce să facem, să planificăm? De la cetățenii sau de la dumneavoastră? Și vrem, dai să fim așa cinstiți, că și toți acei care trebuie să primească lemne de la primărie, ei au depus cereri încă de începând cu luna august, septembrie și așa mai departe. Și decizia primarului a fost în decembrie 21 sau 22, luna 12, da, în decembrie. Asta nu sunt și ei care s-au adresat astăzi.
Și eu aș dori ca noi împreună așa să conlucrăm și cu societatea civilă și împreună cu dumneavoastră, că noi să planificăm dacă la iarna viitoare ar fi o situație de risc și noi să ne pregătim de vară. Cum s-a întâmplat iarna asta, ianuarie a fost cald, februarie minus 10, minus 20, minus 30. Și atunci noi trebuie să dovedim și că noi consilieri și dumneavoastră ca angajații la aceste întreprinderi, că noi împreună, cu toată societatea împreună, să facem lucrurile astea, că să nu lăsăm ca oamenii să moară de foame sau de frig. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun că parcursul anului, practic, este comisia pe lângă primărie, care activează și noi, parcursul lunilor noiembrie, decembrie, ianuarie, am acordat pentru procurarea mărfurilor industriale și alimentare la 545 de persoane, am acordat 227.000 de lei. Practic, aceste persoane se adresează către asistenți sociali comunitari care sunt datori, care sunt datori și este obligația lor ca să depisteze aceste persoane. Ceea ce vorbește domnul că avem serviciu de îngrijire la domiciliu, acest serviciu funcționează, 65 de persoane numai în cadrul orașului Florești. Da, sunt de serviți. Aș vrea să spun și altă problemă, este și o altă fațetă a problemei. Atunci când sunt copii, când sunt frați, surori și nu vor să grijească de aceste persoane. Și sunt niște fapte elocvente de care astăzi n-aș vrea să le elucidez pentru că nu-mi permit codul etic, dar vreau să spun că sunt foarte multe persoane care vin la noi și se plâng că a fost bătut de către copii, de către frați, de către surori și așa mai departe. Eu vă propun ca să urmărim un material pregătit de către colegii mei, după care vom continua discuția. Da? Este un material care prezintă rezultatele intervenției serviciilor sociale în cazul persoanelor care au avut nevoie de ajutor. D'accord. Perioada rece a anului comportă riscuri importante pentru persoanele vârstnice rămase singure, nedeplasabile sau parțial deplasabile, care îngheasă de frig, persoanele care reprezintă urgențe sociale. Și în acest an, instituțiile abilitate au dispus măsuri de protecție socială. În ultimele zile, când au apărut gerurile, comisia de pe lângă primărie, care e comisia socială, practic au primit însărcinare să facă un grup de lucru făcut ca să meargă pe toate străzile și să vadă cetățenii care sunt în dificultate. Avem 90 de lucrători care îngrijesc la domiciliu 783 de persoane și practic nu avem așa excese pentru că toate persoanele de care au nevoie de îngrijire sunt îngrijite. Au fost selectate persoanele din familii social vulnerabile, singuratice, unde la 60 de persoane au fost acordate câte un metru de steră de lemn de foc. O parte încă au rămas încă la moment să acest lemn să-l primească. Potrivit primarului, cetățenii pot semnala persoanele vârstnice care necesită intervenții de urgență la numărul de telefon cu program non-stop 222-44. Înțeleg că dacă apare o situație de urgență pe timp de noapte, sau atunci se apelează la poliție, da? Și la poliție și la noi, sud ca împrejur, telefonul 222-44. Absolut, sud ca împrejur. Echipa TV a chestionat câțiva cetățeni privind cunoașterea acestui serviciu al primăriei. Nu, dar de unde știm? Nu scrie nici în gazetă, trebuie scrie pe undeva, prinesc o gazetă, dar nu scriu. Nu ați știut de așa număr telefon? Nu, în 222-44, la primărie. Asta număr telefon? Și noaptea și ziua. Dar știați că primăria are un număr de telefon în caz de urgență, care lucrează 24-24? Nu. 222-44, știați de ce este număr? Nu. Dar numărul 222-44 vă spune ceva? Nu. Monitorizarea persoanelor vârstnice și singure aflate în situații de risc este asigurată de către asistenții sociali comunitari din cadrul Serviciului Asistență Socială și Protecția Familiei și de către 24 pensionari, membri ai Consiliului Pensionarilor din orașul Florești. În parteneriat cu pensionarii, cu Consiliul Pensionarilor, noi identificăm toate problemele cu lucrătorii asistenței sociale și ținem la control zilnic aceste probleme. Activitatea de monitorizare desfășurată de cei 24 pensionari este neremunerată financiar, fiind o acțiune socială de voluntariat. Dușim la dânsă acasă și vedem în ce situații sunt și vedem și spunem la domnul Marșină că îi trebuie ajutor medical, ori îi trebuie cărbune, ori îi trebuie lemne și dumnealui îi scrie, îi trimite acasă. Eu conduc
110 pensionari pe 7 străzi din Florești. Cel mai strict și mai greu e la locuitorii care trăiesc singuri. În orașul Florești, în prezent, nu există un centru de noapte sau un centru social de urgență. Ar trebui să avem noi așa centru, în schimb, cu părere de rău, noi ne folosim de spitalul raional. Desigur că ar fi mult mai bine dacă ar exista un centru de plasament pentru persoanele fără adăpost pe perioada de iarnă. Singurele soluții pentru adăpostul persoanelor aflate în dificultate astăzi sunt spitalul raional, azilul de la Prodănești, a cărui capacitate deja a fost depășită de situație, și azilul Speranța din satul Sănătăuca. Stimați telespectatori, vă reamintesc că suntem în emisie directă. Puteți adresați întrebări invitațiilor noștri la numărul de telefon 21581. Așteptăm telefoanele dumneavoastră. Vreau să spun că deja am primit apeluri din partea telespectatorilor. Iată o primă întrebare. Nu am auzit să anunțe numărul linii fierbinte a primăriei sau executiv. Deci e o întrebare referitor la linia verde, care, eu știu, în anumite situații, eu știu, în oraș este instituit și cetățenii pot să apeleze în caz de urgență. Vreau să vă spun că în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din cadrul Consiliului Raional este telefonul 20174, care este practic în toată ziua disponibil pentru ca persoanele să se adreseze în legătură cu faptul în ce situații au nimerit, și respectiv este telefonul 20025. Coordonatorii noștri, specialiștii în problemele persoanelor etate și cu dizabilități. Cam care este programul de lucru, ca să știi cetățenii? Programul de lucru este 8, de la ora 8 până la orele 17. Acesta este programul de lucru a direcției. De asemenea, în primărie este telefonul 20811, cum am menționat, și 22244 în anticameră. Domnul Margeri, dar în cazul acestui număr de telefon 22244, despre care dumneavoastră spuneți că este numărul din anticameră, el este într-adevăr un număr de telefon care e valabil 24 de ore sau este totuși un alt program de lucru? De la programul de lucru, de la 8 până la 17. Deci noaptea nu este nimeni acolo care să răspundă? Nu. Da. Da. Dacă aveți să comentați reportajul pe care l-am urmărit împreună. Eu v-am spus, vreau să zic, ce ține de asistența socială, practic toate persoanele care sunt disponibile, pentru că nu este vorba numai de orașul Florești. Noi ne-am înșirat, nu știu de ce, numai în orașul Florești. Practic, pe teritoriul raionului avem 40 de primării, avem 73 de sate, unde în fiecare primărie este un asistent social comunitar. În orașul Florești avem 3 asistenți comunitari, unde persoanele pot să adreseze și într-adevăr se adresează, pentru că avem foarte multe cereri, hai zice așa, de la beneficiari. În cazul numerelor de telefoane pe care le-ați anunțat, dacă cineva din sat are o situație mai dificilă, da, și apelează, sună la cele două numere de telefon sau apelează la asistentul social din teritoriu? Și dacă apelează, care este capacitatea noastră de intervenție? Cam cât de repede se intervine în cazul în care apare o situație din aceasta? Respectiv, zic că depinde de problema cu care persoanele au intervenit. Dacă este o problemă, să zicem, majoră, spre exemplu, noi am avut o situație foarte drastică în satul Ciutulești, atunci când 4 copii înghețau în casă, iar părinții nu le acordau ajutor, ne-am deplasat la fața locului și acești copii au fost sustrași din familie și au fost plasați în incinta spitalului raional, iar pe parcurs au fost plasați într-o casă de copii, tip familie. Domnul Andrei, asistenți sociali sunt în fiecare sat sau în fiecare primărie? Asistenți sociali sunt în fiecare primărie. Repet că în fiecare primărie avem câte un asistent social comunitar, în orașul Florești avem 3 asistenți sociali comunitari. În raionul Florești avem 43 de asistenți sociali comunitari.
Da, cum se deplasează asistențe sociale în cazul în care e nevoie să se deplaseze la o distanță de 10-15 km, care sunt posibilitățile? Noi nu avem așa distanțe mari de deplasare, dar în cadrul, vreau să zic, teritoriului primăriei, noi coordonăm întrebările cu administrația publică locală de nivelul 1. Și în special vreau să zic că sunt foarte receptivi primarii, care practic împreună cu noi conlucrează și identificăm problemele care sunt în localități sau în administrația publică de nivelul 1. Da. Domnul Verenciuc, dumneavoastră ați avut apeluri din sate? Am avut un apel de la Vădieni, raionul Soroca, și totuși problema a fost hotărâtă prin vicepreședintele domnului Nicuță la 3 persoane și am avut un apel din satul Grigorești, raionul Senjerei. Și tot am făcut legătură cu domnul președinte raionului și el tot ne-a raportat că a ajutat cu metru de lemn. Dar totuși, întrebarea care a fost pusă să comentăm, domnul Margine, acestea 60 de metri de lemn care au fost date pe la cetățenii, repartizate la oamenii noștri din Florești, spuneți, vă rog, a fost acum în februarie ca rezultatul că au apelat pe telefonul 2244 sau ăștia oameni care au depus cereri începând din august, septembrie și așa mai departe. Că eu ca consilier să înțeleagă și cetățenii să înțeleagă. Deci pensionarii s-au adresat din luna septembrie și au depus cereri și după aceasta prin dispoziție primarului ca să s-a hotărât ca să le acorde ajutor material. În perioada rece, care s-a adresat în perioada aceasta, deci noi cu dumneavoastră am conlucrat, am depistat împreună persoanele, li s-a acordat ajutor material, deci lemn de foc s-a acordat. De asemenea, o parte din trenșe au fost puși în listă pentru a primi cărbune câte 400 kg de cărbune. Eu o să vă completez. Din 44 de persoane care prin dispoziția primarului trebuie să primească lemn, dumneavoastră a sunat și au primit 14. 30 n-au primit. Deci, din diferite motive. Deci, că lemn, n-au cu ce să aducă, din, că lemnul e prevărtos, că lemnul nu-i tăiat. Dar totuși, hai să vorbim cinstit și clar. Toate aceste cererile nu au parvenit acum când erau situații de risc. Începând din asta. Și despre care telefon merge vorba că lucrează non-stop, sud că împrejur, lumea nici nu știe. Și domnul Rusă și domnul Margine, aici merge o discuție cinstită și noi vrem așa, ca la noi în raion, sau că pe lângă primărie, sau pe lângă Consiliul Raional, cum este 9-3, 9-2, 9-1. Lumea știe. Salvarea, poliția, pompierii. 20174, telefonul a conducătorului, dar totuși dumneavoastră nu stai întotdeauna birou și nici secretara. Și înseamnă că trebuie și într-o așa perioadă niște telefoane ca fiecare cetățean de raion știe. De asta trebuie să le pregătim. Ei să știe. Trebuie așa să știe. Domnul Andrei, eu sunt de acord cu dumneavoastră că într-adevăr, dar vreau să vă spun pe parcursul iernii respective, noi nu am avut cazuri când au înghețat persoanele în casă. Și asta vorbește de mult. Pentru că parcursul zilei, dacă sunt probleme, vreau să intervin la noi primarii, pentru că nu numai Direcția Asistență Socială este responsabilă de situația persoanelor care se află într-o situație drastică, dar mai sunt primarii, sunt asistenți sociali comunitari care practic rezolvă problemele la nivel. Eu gândesc altfel că atunci când problema va fi rezolvată la nivel de primărie, la nivel de sat, la nivel de orice persoană, atunci aceste întrebări nu vor ajunge la nivel de raion. Foarte corect. Dacă îmi permiteți, mai e o situație aici a unui telespectator. Deci a sunat vecina din partea doamnei Robovila, Aneta, de pe strada Dacia numărul 19/36. Spune vecina că doamna Robovila Aneta nu are încălzire, nu primește compensații, trăiește în mizerie, este pensionară de vârstă 63 de ani și este bolnavă, are diabet. Și atât o situație concretă.
Dumneavoastră cunoașteți această situație? Eu cunosc pe doamna Rea Băvilă. Ea, într-adevăr, n-are încălzire. Ea s-a adresat pentru a primi ajutor material. Ei s-au întocmit anchetă socială și dumneavoastră ei o să primească un ajutor material. Deci nu a primit ajutor, urmează ori să primească, da. Da. Deci, când credeți dumneavoastră că se va rezolva problema doamnei? Adică dumneavoastră spuneți că se va rezolva dosarul dumneavoastră, dar când? Da, ancheta este făcută și la comisia o să fie precăutată și acordat ajutor. Când a fost realizată această ancheta? În timp de o lună de zile. În timp de o lună de zile, dumneavoastră promiteți că se va rezolva. Da. 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 Doamna Galina Guzun, Dacia de pe strada Dacia 17, apartament 57, zice că acoperișul curge, de câte ori s-a adresat, niciodată nu a fost ajutată și face referință la un domn pălăduț căruia i-a fost acordat ajutor, iar dumneavoastră nu. Dumneavoastră aveți o explicație? Deci, doamna Galina Guzun este invalidă de gradul 2, dar într-adevăr ea s-a adresat la primar ca să le acorde ajutor material. Dumnezeu i s-a spus ca să facă divizii de cheltuieli, cât o să coste. Și atunci, la ședința Consiliului, s-a pune întrebarea despre acordarea ajutorului material. Eu vă propun să urmărim un nou material pregătit de către colegii mei. Vom vedea cum s-a implicat societatea civilă, cum a intervenit în anumite cazuri de urgență. Pentru a veni în întâmpinarea persoanelor aflate în dificultate și care pot avea de suferit din cauza temperaturilor scăzute, grupul de inițiativă reprezentat de soții Verenciuc a organizat o acțiune de ajutorare. Beneficiarii acestei acțiuni sunt așa numitele urgențe sociale, persoanele singure, persoanele vârstnice nedeplasabile sau parțial deplasabile rămase blocate în locuințele lor pe fondul timpului rece și care suferă de frig, care necesită medicamente și alimente de strictă necesitate și nu pot să le procure. Cum s-a ajuns la această inițiativă? O sunat cumnata de la Sângerei și a spus că o profesoară pensionară îngheață în casă și fiorul ei cu alți băieți au dus niște lemne și cărbuni și eu m-am gândit, dacă îngheață la Sângerei, de unde eu sunt născut, înseamnă așa situație și la Florești. Ideea la această acțiune a fost nu una, dar două. Prima, să ajutăm cetățenii care se găsesc în situația de risc și a doua, ca să educăm populația, ca să nu mai aștepte să venim cu televiziune sau cu un anunț, să vadă dacă vecinul are nevoie, să ajute cât poate. Dacă nu poate, atunci să apeleze la altul. În țările civilizate ajută unul pe altul. Cred că lucrul principal, ca să fii om, să fii creștin, să înțelegi că sunt și alți care au nevoie mai mult decât cazul de față eu sau altul. Dar principal ca să ajut oamenii care au nevoie. Cum ajunge să identificați cetățenii aflați în dificultate pentru a interveni în timp util? Da, au fost apeluri de la vecini telefonice, au fost de la cunoscuți care ne-au apelat, sunt multe persoane care n-au nici telefoane acasă. Am 80 de ani, 82 de ani. Sunt prinsă la pat de mai mult de o lună. Am ateroscleros? Nu ateroscleros, am uitat de amul cum se cheamă. Astrahandros și rediculit. Nu mă pot scula. Nigri o smănișc. Și așa că stau la pat. Stau la pat și nu pot face nică. Как вам сказать, особенно замерзаю, но не очень-то тепло. Там сын травма, дор печарли, штраеску не поцыка, ши ингецем дифриг инкасы, штарин игре в новом окоярной игре. Există cetățeni care au rezonat cu nevoile acestor oameni și s-au implicat activ în ajutorarea lor. Din ce resurse este realizată această acțiune care te-a venit? Acest ajutor, prima dată, cred că și primarul a să mulțumească și cetățenii care a să primească ajutor domnului Tănăsov Iurei, care odată trei
scladometri sau 3 metri cub de lemn gratis, gata, taiete. Chiar am avut o plăcere că majoritatea au sunat vecinii sau cunoscuții care îi cunosc pe așa cetățenii. Numai 2 telefoane au fost de la persoane care au telefoane acasă, dar restul au fost toate telefoane de la vecini sau de la cunoscuți. Potrivit domnului Verenciuc Andrei, pe durata 4 zile au parvenit peste 20 de solicitări pentru intervenție. 9 dintre acestea deja au fost rezolvate, totul datorită implicării active a cetățenilor. Domnul Verenciuc, aș vrea să ne spuneți cum ați și dacă ați coordonat activitatea cu instituțiile de specialitate, cu autoritățile publice locale, care a fost aportul acestor instituții și relația în general, reacția dânșilor. Da, m-am adresat la domnul Cojocar, primarul orașului. Dumnealui i-a spus că eu plătesc anunț, dar nu știu din ce considerente nu vreau să dea telefonul primăriei. Și eram nevoit să dau telefonul de la domiciliu. Și mulțumesc că am soție care n-are de lucru și a fost de la orele 8 până la 21 la telefon și a primit toate sunete care au parvenit de la cetățenii. Și totuși, slavă Domnului că sunt și agenți economici, sunt și oameni de credință care au ajutat și cu lemne și cu produse alimentare. Noi când am depistat acești oameni, noi am dus cui cartofi, cui șapă, cui lemne, de ce au avut nevoie, așa și am dat. Da. Întrebarea mea este către dumneavoastră... A, de-am conlucrat, da? Nu, domnul primar a spus așa, eu plătesc anunț. V-am venit la domnul Marci. Domnul Marci, ai dumneavoastră lista de 44 de persoane care au pus cerele și trebuie să primească lemne. Au primit, n-au primit alte. Are o listă de 50 de persoane care au primit cărbuni. Și am luat aceste două liste și când cineva suna, eu comparam. El este în lista asta sau la asta. Și când mă deplasam pe la domiciliul dumneavoastră, eu de-am știem. Ați primească, când ați primească, dar dacă era o situație de risc, nu mă uitam că sunt cloși în listă. Mă aducem, fraților, ajutați ca să nu moară. Deci... Și foarte bine, domnul Petru, că nimeni nu a murit. Dar asta nu înseamnă că lumea nu a dus lipsă de căldură. Deci... Tare mulți, era și minus 2 și minus 4, el nu a murit, dar nici nu a trăit. Deci eu vreau să completez întrebarea. Deci a fost înțelegerea între primar și domnul Tănăsov ca să ne acorde un ajutor material de 2 metri cub de lemne gratuit, deci în baza scrisorii care, demersului care a fost prezentat lui domnul Tănăsov. Aici, deci la inițiativa, deci aceasta inițiativă lui domnul Virenciuc a fost ca primarul să se adreseze lui domnul Tănăsov. Deci domnul Tănăsov a venit cu un răspuns pozitiv. Deci ea primăria cum lucrează și cu organizațiile obștești, în cazul de față cu domnul Virenciuc, care a acordat, practic, el, vedem și la televizor, a dus lemne la oameni, a muncit. De acord, dacă îmi permiteți, avem un mesaj din partea doamnei Sușu Tamara, din orașul Florești, strada Lupu, numărul 66. Scrie doamna că sunt calică de picioare, pensionar, m-am îmbolnăvit după pensie, întrebare pentru domnul Margine. S-a anunțat de cărbune și lemne, dar pe cine a anunțat el, unde să ne adresăm? Doamna Șușu, de pe strada Vasile Lupu, da? Da. Numărul 66. Dumnezeu este introdus în lista care să primească un cubometru de lemne de la... Întrebarea este unde a fost publicat anunțul, da? Adică cum are acces populația la această informație? Cum a fost diseminată această informație? Prin cunoscut sau prin intermediu telefonic, prin... Deci a sunat? Doamna Șușu a sunat
Pentru că dumneavoastră îi sună și spune că nu cunoaște... A sunat și ea este introdusă în liste și îi dumneavoastră o să primească lemn. Bă, în altă parte, sau în alte surse media, să zic, la televiziune sau în ziar, ați dat asemenea anunțuri ca să diseminați informația, să cunoască populația despre acest program de asistență socială? De ce asta? Dacă e să vorbim, persoanele respective sunt depistate de către asistenți sociali comunitari, de către lucrătorii care practic activează în teritoriu și ele împreună cu primăria, nu numai primăria, era un oraș București, eu vorbesc de primărie, întregi de primării, se fac liste respective și sunt coordonate de către comisiile care lucrează pe lângă primării pentru acordarea ajutoarelor. Așa că, practic, noi acest lucru îl coordonăm împreună cu persoanele care activează în teritoriu. Da. Lipsa unor anunțuri poate fi interpretată ca o temere că vor fi foarte multe solicitări și, să zicem, poate nu vor corespunde criteriilor dumneavoastră și veți fi supralicitați. Nu. Dacă omul se adresează, deci se duce comisia, controlează, depistează, da, într-adevăr îi trebuie și atunci îi se acordă ajutorul respectiv. Da, totuși motivul neanunțării acestor persoane, dacă puteți să fiți mai explicit în sensul ăsta. Care persoane? Motivul neanunțării sau nedeseminării informației despre cărbune și lemn, acest program de asistență. Deci asistență eu nu pot spun, fiindcă... Lista, practic, a fost coordonată împreună cu primăria și persoanele respective sunt anunțate de către lucrătorii sociali și de către asistenți sociali comunitari. Dar, într-adevăr, dumneavoastră, sunteți corect, pentru că noi, practic, am dat publicității și o să fie dat publicității toate aceste liste, cred că o să le publicăm în ziar, acele persoane care au primit aceste lemne. Nu este vorba că de multe ori avem foarte multe probleme de la persoanele care practic n-ar merita să primească lemne, dar solicită acest lucru și atunci este nevoie de intervenția comisiei care activează pe lângă primăria, pe lângă primărie. În margine din 44 de persoane au primit ajutor totuși 14. De ce celelalte parte? Care a fost motivul pentru că celelalte persoane... Care din 44? Prin dispoziție primarului. Prin dispoziție primarului, deci o primit, o parte o primit, altă parte, deci la moment este lemn, dar el este prea gros și lumea nu poate să îl folosească, dar de luni or să înceapă a defrișa copaci și or să primească lemn. Dar în cazul lemnelor care nu sunt tăiate sau cum sunt tăiate, dar nu sunt despicate, dacă se poate fi folosite în sobe, cum se procedează? Pentru că sunt totuși oameni în etate. Vreau să vă spun eu de acest lucru. Eu m-am adresat către directorul liceilor, în special vreau să zic a domnului Doroș, în privința ca lemnele să fie despicate de liceienii care își fac studiile în liceul Ion Creangă. Este vorba de altă problemă, că, din păcate, trebuie să găsim soluția în privința tăierii lemnilor cu drujba sau cu alte mașini, pentru că aceasta este problema problemelor. O altă problemă este că trebuie acest lemn dus de la stație sau de la locul de unde el este depozitat, de dus până acasă la persoane. Chiar ieri am avut o discuție cu o persoană, cu doamna Chetrar, de pe Emilian Bucov, care a venit și practic noi am acordat acest lemn, dar nu poate să fie tăiat și despicat. De aceea problema aceasta există și cred că pe viitor și parcursul o să-l coordonăm. Vreau să spun că este problema. Este, da. Într-adevăr. Da. Mai avem un caz, doamna Tincu, de pe strada Petru Areș, numărul 22, zice că a scris o cerere la ajutorul social și nu a primit nimic pe sezonul rece. Se încălzește cu o instalație electrică improvizată. Ce ține de ajutorul social?
Practic, ajutorul social, cererea care este înaintată către primărie și direcția asistenți sociale, o perfectează respectiv beneficiarul. Vreau să zic că pe parcursul lunilor, din luna noiembrie până luna februarie, curent, avem peste 6.000 de cereri, dintre care 3.028 primesc ajutor social, iar pentru perioada rece a anului primesc peste 6.000. Avem 1.300 de cereri care au fost respinse, din simplu motiv că nu se încadrează în hotărârea de guvern 1167 și nu se încadrează în legea 133. Și persoanele respective au dreptul ca să repete această cerere. Pentru că vreau astăzi să le spun persoanelor și beneficiarilor că pe parcursul anului persoanele vor primi sau 5 luni consecutive, este vorba de lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, sau persoana când a scris cererea va primi ajutorul pentru timpul rece anului tot 5 luni. Începând dacă primești din luna februarie, va primi februarie, martie, respectiv noiembrie, decembrie, ianuarie, pe anul 2012, respectiv pentru anul 2013. Avem persoane care se încadrează în acest sistem și vor primi 2 ani la consecutiv acest ajutor pentru timpul rece anului, pentru că primesc pensia mai puțin de 640 de lei mulțit la 1,34 coeficientul. Da. Având în vedere experiența din acest an, că am avut o iarnă foarte grea, care credeți că ar trebui să fie măsurile pentru anul următor și în general pentru viitor, pentru a fi evitate unele situații în care este nevoie să se intervină și se intervine mai greu, da? Și eventual, dacă aveți idei în privința canalizării energiilor sociale, deci da, cum am putea implica mai mult societatea civilă pentru a se implica în acțiuni sociale de voluntariat. Într-adevăr, în anul acesta am avut o iarnă foarte grea. Mulțumim lui Dumnezeu că venim de acum în luna martie. Vreau să spun că problemele care sunt în societate o să le rezolvăm nu numai administrația publică locală, nivelul 1 sau 2, dar împreună cu societatea civilă. Vă dați foarte bine seama că astăzi, în această componență în care suntem, nu suntem aici datorită faptului că suntem prieteni. Suntem aici pentru că este o problemă majoră. Pe parcursul anului 2012 gândesc că noi o să facem o bază de date care o să fie implicată, o să avem un sistem bine centralizat. Vreau să spun că de pe data de 16, până pe data de 16 mai, fiecare asistent social comunitar va primi câte un computator unde vor fi plasate toate persoanele dificile în acest computator. Pentru că vă dați foarte bine seama că astăzi este nevoie ca să fie o sistemă. Atunci când vom avea sistemă, va fi mai ușor de întreprins, să zicem așa, niște acțiuni pentru a le, scoate din... Rezolva. A le rezolva. Ce vroiam eu să spun sau să atrag atenția este, există situații în care, iată, vecinii ar putea să intervină, dar necunoscând numere de telefoane a unor servicii de specialitate, nu știu să apeleze la timp, da, să apeleze în caz de urgență și întrebam dacă aveți în plan careva măsuri pentru a desemina această informație utilă, un telefon verde să zicem, astfel ca persoanele, societatea civilă să cunoască acest număr și în caz de nevoie să poată apela. Permiteți-mi să nu fiu de acord cu dumneavoastră, eu am zis și mai repet o dată că în fiecare primărie este asistent social comunitar care are telefonul respectiv și îl cunosc toate persoanele. Asistent social comunitar este dator ca să meargă la aceste persoane și să le depisteze. Avem lucrători sociali. Am spus că avem 90 de lucrători sociali. Practic, în fiecare sat este lucrătorul social care merge la persoanele defavorizate, persoanele care sunt îngrijite. Este o altă fațetă a problemei, că nu numai asistența socială și nu numai societatea civilă. Noi acum trebuie să antrenăm în această activitate rudele, trebuie să antrenăm în aceste copii care practic de multe ori sunt plecați peste hotare și nu-și bat capul de părinți. Răzic, este legea 338 unde clar este stipulat că părinții răspund de copii, copiii răspund de părinți. Totuși sunt
totuși sunt persoane singurate, cei care nu au nici rude și am, cred că am căzut de acord că sunt situații în care sistemul nu poate să acopere anumite cazuri, da? Iată, pensionari din Consiliul acelor pensionari care merg pe teren au în grijă lor un anumit număr de pensionari și nu reușesc să parcurgă pe parcursul zilei, dar toate casele și atunci se pot ivi situații în care e nevoie să se intervină și se întârzie. Deci, afară de membrii Consiliului Pensionarilor, pensionarii singuri vin la primărie, se adresează, sună, ei numărul meu îl cunosc. Cei nedeplasabili sau... Dar cei care sună, vecinii sună, noi ne deplasăm în teritoriu și le acordăm o anumită asistență socială. Da, domnul Verinciuc. Eu totuși de așa părere că când sunt așa situații de risc, că lumea să fie pregătită, știm că este un număr de telefon când poți să te adresezi. Chiar și ziua și noapte. Nu de Doamne ca cineva să îndețe sau să moară, tot așa și pe sovestea noastră. Și totuși, sau pe lângă primărie, sau eu nu știu, unde trebuie și un telefon, când sunt așa cazuri neprevăzute. Dar cum trebuie și educați copiii și rudele ca să ajute părinților și rudelilor, așa trebuie și educați și societate. Trebuie să știi că este un număr de telefon. Poți să te adresezi zi și noapte, n-a să te respingă, n-a să te trimată, a să te asculte și mai departe a să te adresezi unde trebuiești. Dar cred că eu sunt de acord cu domnul Petru că vara aceasta care vine și până în iarnă, cel mai greu lucru trebuie ca să pregătim societatea, ca copiii să aibă grijă de părinți și rudele să aibă grijă unul de altul. Dar totuși, sunt așa cazuri... Îmi pare rău, dar timpul nostru... Sunt așa cazuri că rudele se plecați în Moscova, în alte țări și îi rămân singuri și trebuie și pe ăștia oameni de ajutat. Stimați invitați, vă mulțumim pentru participarea la această discuție. Domnilor, doamnelor, ați urmărit emisiunea în direct Nivelul de Viață. Astăzi am discutat despre persoanele aflate în situații de risc pe perioada de iarnă. Invitații emisiunii au fost domnul Petru Rusu, șef Serviciu Asistență Socială și Protecție a Familiei, domnul Vasile Margine, specialist Asistență Socială Primăriei Orașului Florești și domnul Andrei Virinciu, consilier orășenesc. În studio a fost Andrei Ciubotaru. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Încheiem aici emisiunea. Până la o nouă întâlnire, vă spun la revedere, pe curând!